O să desfacem astăzi în premier aici pe gadgetreport.ro cel mai nou telefon de la Samsung, Samsung Galaxy S7 aici, un produs nou, nouț ajuns la noi în redacție, un produs cu 32 de giga, varianta E neagră, un telefon foarte, foarte interesant care vine cu, știți foarte bine, cu un ecran de 5,55 quad-core, un AMOLED excelent din câte am văzut noi până acum, dar rămâne de văzut dacă este așa. 4 GB de RAM, un procesor octa-core. O să încercăm să desfacem produsul, după cum vedeți și voi este sigilat. Atunci când cumpărați un telefon, uitați-vă la prezența acestui sigiliu ca să vă dați seama că telefonul este sigilat și nu a fost desfăcut de nimeni înainte. Este foarte simplu de desfăcut. Desfăcut. Hai să vedem ce avem înăuntru. Exact. Telefonul. Un moment. Este puțin cam dificil de scos. Telefonul, varianta, v-am zis, de 5,55, care are o plastic pe care știți deja și de la versiunile precedente. Ecranul, pe spate, după cum vedeți și voi, avem o serie și un e-mail pe care puteți să le scoateți dacă doriți. Ar fi bine să le scoateți pentru că arată puțin ciudat cu această siglă pe el. Să vedem ce mai avem în cutie. Aici, din câte știu eu, da, din câte știu aici sunt manualele telefonului. Să vedem ce avem în el. Și acea cheie pentru montarea SIM-ului. O știți foarte bine, o cheie obișnuită. Puteți să folosiți, dacă o pierdeți, această cheiță, merge foarte bine, o agrafă sau un NAC puțin mai mare, puteți să-l folosiți excelent pentru a vă introduce SIM-ul în telefon. Aici avem manualele simple, un ghid de pornire rapidă și tot felul de cum să transferați conținutul prin intermediul conectorului USB. Câteva ghiduri foarte, foarte ușor de folosit. În cutie, după cum vedeți și voi, mai avem cablu de alimentare cu chargerul. Este un charger rapid. Din câte văd eu, este pe 2 A. Este un charger foarte, foarte ok din punctul ăsta de vedere. Se va încărca foarte repede telefonul. Mufa de alimentare, mufa de încărcare și respectiv de alimentare. Ce mai avem în cutie? Să vedem. Aici sunt căștile. Este acel format de căști despre care v-am mai povestit și la versiunea S6. Nu mi-au plăcut aceste căști pentru că din punctul meu de vedere nu se aud la fel de bine ca căștile de pe S5 de pildă sau de pe S4. Acele au fost mai bune, au avut o formă mult mai simplă și erau mai ușor de introdus în ureche. Această formă se spune ergonomică. Din punctul meu de vedere mai mult deranjează urechea decât să ofere o calitate mai bună de semnală. În rest, cam asta e, da? Cam asta e cutia. Cutia, o vedeți și voi, simplu, nu mai are absolut nimic înăuntru, da? Telefonul. Să deschidem telefonul, să vedem exact cum funcționează, nu? Hai să vedem dacă are și ceva baterie. Iată-l. Chiar sunt foarte curios în cât timp pornește. Este telefon. Bun venit. Bun venit. Limba română. Start. Setări Wi-Fi. Ok, cam asta este o scurtă prezentare a telefonului, după cum îl vedeți și vă arată excelent. E un material foarte, foarte bun, dar aceeași problemă ca la și S6 și la S6 Edge Plus, un telefon pe care nu îți dorești să-l scapi din mână, pentru că în momentul ăla, dacă te duci să repari un ecran de genul ăsta, costă foarte, foarte, foarte mulți bani, dacă nu mai aveți telefonul în garanție. Așa că e bine să aveți foarte mare grijă de el. E un telefon prețios, un telefon care costă destul de mulți bani, așa că trebuie să aveți mare, mare grijă cu astfel de telefoane. Rămâneți aici pe gadgetreport.ro. O să vă prezentăm un test detaliat și o prezentare absolut detaliată a acestui produs, în așa fel încât atunci când veți merge în magazin să-l testați, să-l cumpărați, să știți exact
Care sunt punturile importante pe care trebuie să le vedeți la telefonul respectiv, să le luați în considerare? De ce merită să ții un S7 Edge Plus și nu un S7 obișnuit? De ce merită să alegi versiunea de S7 și nu versiunea de S6, care știți foarte bine e mult mai ieftin acum, e undeva la jumătate de preț față de prețul lui S7. O să facem niște teste comparative, așa că rămâneți pe gadgetreport.ro și veți vedea în zilele următoare mai multe teste comparative. Bineînțeles, video, pentru că până la urmă, experiența vizuală este mult mai interesantă decât textul clasic de prezentare.